Primarul Elena Lasconi a prezentat în detaliu, într-o conferință de presă, bugetul municipiului Câmpulung pe anul 2022. Față de anul trecut, când șeful administrației locale se încurca în cifre și nu prea descifra sensurile capitolelor bugetare, anul acesta a venit cu un buget care are o viziune de viitor. Bugetul, în viziunea administrației locale, este unul reformator și vizionar. El a fost gândit în perspectiva dezvoltării următorilor 10-20 de ani ai Câmpulungului. Pot să spun că bugetul de anul acesta este un buget de mare curaj. În primul rând, pentru că eu am avut un mare curaj să gândesc bugetul de anul acesta pentru dezvoltarea următorilor 20 de ani. E foarte simplu să prevezi în buget o sumă cu care să asfaltezi la sfârșitul anului un kilometru de șosea. Dar este foarte dificil, și pentru asta cred că ai nevoie de viziune, să vezi următorii 10-20 de ani de dezvoltare ai Câmpulungului. Un capitol important din buget este creșterea acestuia prin atragerea de fonduri europene. Ca atare, a fost crescută partea de dezvoltare. Este pentru prima dată în ultimii 30 de ani când această parte de dezvoltare se apropie foarte mult de partea de funcționare. Anul acesta ne propunem ca prin atragerea de fonduri externe să creștem bugetul de dezvoltare al orașului și am crescut cu 2% față de anul trecut partea de dezvoltare pe care o vedeți acum că este cu 44% și cu 56% este partea de funcționare. Eu îmi doresc foarte mult ca prin atragerea acestor fonduri europene, anul ăsta este un an al studiilor, al SF-urilor, pentru că nu putem să ratăm acest tren, PNRR vorbesc și POR, iar această bucată de cașcaval galbenă aș vrea să devină din ce în ce mai mică. Adică aș vrea ca în următorii 2 ani, practic, să se facă rocada între cele două bucăți, iar partea de dezvoltare să fie mai mare decât partea de funcționare. La rubrica de cheltuieli de funcționare, cei mai mulți bani vor merge din buget la cultură, recreere și religie. Asta înseamnă că banii se vor cheltui cu spații verzi, programe pentru tineret, activități sportive și funcționarea celor 3 așezăminte culturale din Câmpulung: Casa de Cultură, Muzeu și Bibliotecă. Știu că multora li se pare important să torni kilometri de asfalt, să faci sute de locuri de parcare, poate să construiești un spital, să tragi conducte de apă și canalizare. Dar eu cred că zona asta de cultură, recreere și religie este mult mai importantă și o să o explic foarte clar și în fața Consiliului Local și sper că o să ajungeți la această concluzie ca și mine, pentru că mie mi se pare că dacă nu socializăm, și nu numai mie mi se pare, au demonstrat-o și mulți economiști și psihologi, oameni mai deștepți decât mine, care au luat și premiul Nobel pentru economie, cât de importantă este socializarea. Dacă vă vine să credeți, uneori contează mai mult decât triplarea salariului. Dar astea sunt studii care s-au făcut în timp, în așezări urbane mult mai mari decât Câmpulung și care au avut un efect extraordinar asupra populației. Pe locul 2 în acest grafic al cheltuielilor este învățământul, după care urmează investițiile în infrastructura rutieră și protecția mediului. Concluzionând, anul acesta va fi un an al studiilor de fezabilitate și al proiectelor care se află în stadiul de finanțare.